Sponsorul rubricii Clinica Sante, de 10 ani pentru sănătate. Bine v-am găsit! Începem dimineața cu un subiect deosebit de important pentru persoanele care suferă de diabet. Vorbim despre transferul de tratament la insulină. Vom afla ce presupune acest transfer la insulină, când este necesar și de ce reprezintă o etapă crucială în gestionarea diabetului. Vom dezbate de asemenea miturile și fricile asociate cu acest tratament împreună cu medicul endocrinolog din cadrul Clinicii Sante, Bârta Angela. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Să începem direct, pentru că e un subiect important. Ce presupune transferul la insulină și când trebuie făcut acest transfer? Transferul la tratament cu insulină presupune injectarea insulinii, care se efectuează cu ajutorul siringilor, penurilor, în cazul diabetului zaharat tip 1, chiar și cu pompa de insulină. Dar noi vorbim despre transfer la tratament cu insulină, adică pacienții care au primit tratament cu pastile peroral, în cazul dat, noi vorbim despre transferul la insulină. Sunt indicații absolute și sunt indicații relative pentru transfer la insulină. Din indicațiile absolute ar fi sarcina, ar fi complicațiile acute ale diabetului zaharat, cetoacidoza, ar fi afecțiuni acute, cum sunt infarctul miocardic, accidentul vascular și, desigur, eșecul terapeutic în cazul tratamentului cu 2 sau 3 tratamente perorale, în cazul când glicemiile rămân majore, chiar mai mari de 16 mmol pe litre. Și, de la fel, hemoglobina glicozilată este un indiciu pentru transfer la tratament cu insulină. În cazul când ea este mai mare de 10, ultimul timp înainte era 95-10%, atunci este obligatoriu de a fi transferat pacientul la tratament cu insulină. Dar care sunt avantajele tratamentului cu insulină față de celelalte tratamente, metode? În tratamentul diabetului cu zaharat, noi avem nevoie ca să obținem eu glicemie. Adică glicemia în sânge să fie în valorile normale. Care sunt? În valorile normii diferă iarăși, dependență de vârstă, dar în linii generale de la 3,3 până la 5,5 milimoli. În cazul pacienților cu diabet zaharat, sunt un pic alte criterii. Ele diferă până la masă, după masă, aici sunt mult de discutat. Dar vreau să vă zic că în cazul tratamentului cu insulin, putem obține mai rapid, cât și de o durată mai lungă, euglicemie, adică valorile constante a glucozei. Dar prin ce ne este frică glucoza mărită? Glucoza fiind în sânge, afectează intima vaselor sanguine și respectiv face complicații. De diabet, cum să zicem, nu e o problemă, dar problema este complicațiile diabetului care survin în cazul afectării vaselor sanguine și alte afectări care survin de la diabetul zaharat. Totuși, există anumite etape pe care pacientul ar trebui să le îndeplinească înainte de a face această trecere, pentru că știți și dumneavoastră că foarte mulți se tem de această etapă. Le se pare ceva înfricoșător să treacă la tratamentul cu insulină. După cum am menționat, în cazul indicațiilor absolute, trecerea se face de către medic spontan. În cazul indicațiilor relative, cum ar fi subponderea, când pacientul scade în greutate treptat sau chiar brusc, tot este o indicație pentru transfer. În cazul complicațiilor cronice, polineuropatia și alte complicații cronice ale diabetului, iar chiar și în cazul tratamentului cu antiinflamatori nesteroidieni, sunt indicații relative. Etapele iarăși diferă. Este foarte important pentru pacient ca să-și ducă un registru al sănătății, în care să-și facă notițe cu glicemia. În așa caz va fi mai simplu și pentru medicul curat, cât și pentru el, pentru a-și doza insulina și pentru a iniția chiar tratament cu insulină corect. Știți că în jurul tratamentului cu insulină circulă foarte multe mituri. Vreau să dezmințim câteva dintre ele acum. Primul mit, sau să ne spuneți dumneavoastră dacă e mit sau nu, injecțiile cu insulină creează dependență.
insulina de la sine este în organism. În diabetul zaharat tip 1, insulina este mai puțin, dar noi vorbim în cazul, da, despre insulina tip 2, când insulina este, dar nu-și face efectul. Uh-huh. Prin tratament cu insulină, noi ajutăm organismul ca să menținem glucoza normală în sânge. În cazul când am obținut cifre normale, este posibil ca pacientul să rămână fără tratament cu insulină. Adică nu creează dependență în absolut. Diabet de tip 2. 2. Uh-huh. Insulina vindecă diabetul. Insulina nu vindecă, dar ajută ca diabetul să fie... Se decurcă mai bine. Adică fără mai... complicații. Fără complicații despre care am vorbit, care sunt mai grave uneori ca boala, până la urmă. Ca tare, diabetul nu l-am socotit o boală, dar o stare a sănătății. Exact. Dacă s-ar porni de la aceasta și pacienții ar avea un comportament față de starea sa a sănătății și ar acorda mai mult atenție sănătății, adică să-și facă prioritate în sănătate. Un mare doctor a zis acest lucru, de fapt, că diabetul nu este o boală, este un mod de viață și dacă te conformezi, ai o viață normală, tipică, ca celorlalți oameni. Dar dacă faci excese... Să fie diabetul ca un prieten. Să-i acordăm atenție. Cu cât mai multă atenție. În ce sens? Verificăm glucozele, să acordăm atenție regimului alimentar, să acordăm atenție modului de activitate, somnului și, nu în ultimul rând, stresului, care tot influențează diabetul. Uhum. Și ultimul mit, insulina este ultima fază a bolii. Cu părere de rău, întrucât pacienții noștri nu sunt informați, unii nu sunt bine informați, da, este ultima stadie al tratamentului cu diabet, dar nu asta ar trebui. Tratamentul cu insulină ar fi cazul să fie la timp indicat. Și în cazul dat, nu ar fi ultima stadie, ba dimpotrivă. Uh-huh. Am înțeles. Dar cum puteți dumneavoastră ajuta pacienții să depășească frica de trecere la tratament cu insulină? Ce le spuneți de obicei? În primul rând, pacienții trebuie să discute, să aibă încredere, să aibă persoane competente, să discute cu persoane competente în domeniu. Să aibă persoană de încredere în familie care să o susțină moral. Deseori apar fricile din cauza injectărilor, frica de ac, frica de complicațiile de injectării, cum ar fi hipoglicemia. Toate aceste frici dispar odată cu începerea tratamentului cu insulină. În ultimul timp, medicina foarte mult a progresat. Nu se mai face așa des, chiar mulți pacienți nu injectează cu seringa, dar cu penul, care este foarte simplu. Este un dispozitiv care este în formă atașat de stilou. Acela ce spuneți dumneavoastră, acela e pompa de insulină. Dar penul este în formă de stilou. Este foarte simplu de injectat. Și chiar sunt și penuri care și acul este ascuns. Pacientul nici acul nu-l vede, el se injectează subcutan. Nu ar trebui să dea durere, nu ar trebui să curgă nicio picătură de sânge. Referitor la hipoglicemie, vreau să menționez, în tratament cu analogi de insulină, atunci hipoglicemiile chiar nu sunt sau sunt foarte rare cazuri. Haideți să vorbim aici mai desfășurat. Cum ar trebui pacientul să-și administreze corect, în condiții de casă, această doză de insulină, în condiții sigure? Tratamentul cu insulină se inițiază de multe ori chiar în condiții de ambulator. Nu este obligatoriu ca pacientul să meargă în staționar să inițieze. Și desigur, insulina și o face în condiții de casă. Depinde ce fel de insulină, fiindcă sunt o varietate largă de insulină, pacient foarte atent să înțeleagă de care insulină își face, durată scurtă, ultra scurtă, lungă, în dependență ce fel de insulină își face, respectiv să-și noteze când, ce doză își face și respectiv condițiile de păstrare. Nu este complicat, absolut. Da, mai ales că acum medicina a evoluat și sunt, așa cum ați spus, multe dispozitive pe care nici nu le simți. Ai făcut, ai măsurat, ai notat glicemia și... Este un beneficiu pentru transfer la insulină. Chiar pacienții își pot permite încălcări în regimul alimentar.
Da, da, am văzut acum peste ocean, cel puțin aici, nu știu dacă există dispozitive care îți măsoară singur glicemia. Păi și noi avem. Și, da? Sigur, și copiii sunt dotați chiar prin program de stat cu așa tehnici. Super, super. Foarte bine, atunci ar trebui să fie cu o grijă. Da, dar în program de stat intră pacienții cu diabet zaharat tip 1. Noi vorbim mai mult despre pacienți cu diabet zaharat tip 2. Foarte mult se mediatizează tema aceasta din faptul, întrucât la etapele inițiale nu dă durere. Diabetul zaharat este, să nu zicem, o boală, o stare silențioasă. Când apar simptome, dureri, deja peste o perioadă, după ce s-a afectat intima vaselor sangvine, în primul rând, și atunci apar, nu-i la toți la fel. La unii se afectează în primul rând ochii, la alții rinichii, picioarele, și când apar durerile acestea, respectiv, și apar durerile și pacienții se gândesc să-și verifice glucoza. Și un prim pas, dacă glucoza este mărită, ce ar trebui să facă? Să se adreseze medicului. O glicemie mărită, nu totdeauna putem spune că este diabet zaharat. Glucoza în sânge variază pe parcursul zilei, precum apa curge într-un râu, într-o mare, respectiv și glucoza în sânge este variabilă, în dependență de alimentație, de modul de activitate și, cum am vorbit, de starea psihologică. O glicemie majoră, să zicem mai mare decât normă, nu totdeauna spunem deodată că este diabet tip 2. Cu cât mai des facem verificări, dar consultații la un medic specialist rezolvă toată această neclaritate. Și ultima mea întrebare. Ce sfaturi aveți pentru cei care ne privesc acum și care se gândesc sau le-a fost recomandat de către medic să treacă la tratamentul cu insulină? Să-și facă sănătatea prioritate, să aibă încredere în medicul curant, să-și acorde mai multă atenție sie și tratamentul cu insulină să devină un beneficiu, dar nu ca o ultimă stadie de tratament. Doamna doctor, eu vă mulțumesc și o zi frumoasă să aveți în continuare. Noi continuăm. Sponsorul rubricii Clinica Sante, de 10 ani pentru sănătate. În continuare vom cunoaște un copil talentat care de curând a lansat un videoclip la o piesă extrem de emoționantă despre mamă. Victor Bobrov este acum la Iubește Viața. Salutare, Victor! Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc de invitație. Cu mare, mare drag! Să știi că e o mare plăcere pentru mine. De mult timp nu am avut un invitat atât de tânăr în platou. În primul rând, spune-ne, când a început pasiunea ta pentru muzică? Ești foarte micuț, dar deja cânti. Pasiunea mea de muzică a început încă de mic copil, adică de la o vârstă fragedă. Cât de fragedă? De la vreo 5-6 ani. Deja cântai la 5-6 ani? Da, cântam, putem să cânt acasă, dar nu cântam pe la... adică... Evenimente sau unde? Da, pe la evenimente. Cânti la evenimente? Nu. Nu, încă nu, ești prea micuț. Și care a fost prima ta melodie lansată? Prima mea melodie lansată a fost un cover la piesa Mama-i pe lume una al regretatului interpret Nelu Stratan. Și mai toate melodiile tale sunt despre mamă. Da. De ce ai ales tu așa? Deci, presupun foarte mult pe mămica ta și îți place să cânti despre mamă. Da, nu știu, am un dor, să spunem, sau o chestie foarte... Adică îmi place foarte mult să cânt despre mamă. Așa. Dar cânt și ei melodiile? Da. Și... lăcrimează? Se emoționează când te ascultă? Da, ea se emoționează destul de mult, pentru că și îi plac și videoclipurile și piesele, dar se mândrește și de mine. Sigur că da, așa un copil minunat, toți părinții s-ar mândri cu tine. Ai lansat acum un videoclip, le-am zis și telespectatorilor la început, exact. Tot despre mamă, dar un videoclip foarte emoționant. Și piesa e atât de emoționantă, mie mi-au dat lacrimile.
tu ai putut să o cânti așa fără să ai vreo emoție? Da. Ai putut. Hai să le propunem și celor de acasă să vadă videoclipul, după care revenim și discutăm despre piesă. Exact. Haideți să vedem videoclipul. Mi-amintesc, a fost la început de toamnă. Mi-ai spus că pleci cu ochii jalnici în framă. Nu înțelegeam și nici nu prea știam ce înseamnă. Un lucru doar nu pot să uit, ce mi-ai spus mai. Să trăiesc aici eu bine, nu mai sunt mic. Acum doar eu îmi dau seama ce greu ți-a fost, nu pot să uit ce mi-ai spus mai. Noi am revenit, așa cum am spus, foarte emoționant, dar spune-ne cum a fost să filmezi, să fii tu eroul principal dintr-un videoclip. E o producție foarte mare, filmată așa într-un mod profesionist, și cum a fost tu să fii eroul principal? Exact, a fost o mare mândrie, adică pentru mine, mă mândream foarte mult. Pentru că eu mă așteptam de rezultat, că va fi un rezultat destul de mare, și mă străduiam să depui maxim efort, nu? Da, exact. Să iasă un lucru bun. Și ai ascultat acolo producătorul, regizorul, făceai tot ce ți se spunea, nu? Da, făceam și ce îmi spuneau, dar mai mult de la mine inventam mișcările. Mm-hmm. Dar cât a durat filmarea și ce a fost cel mai greu pentru tine? Filmările au decurs destul de bine. Am reușit să facem și niște poze. Mm-hmm. Dar câte ore au fost de muncă? Maxim, nu știu, vreo 4 sau mm-hmm. chiar mai mult de... De la 4 ore în sus. Uh-huh. Cel mai greu a fost când... Adică eu mă emoționam când cântam videoclipul și era greu pentru că era munții înalți și mi-era un pic frică. E bine că pe munți n-ați ajuns, dar erau
Dealurile. Da, dealurile. Orhei vechi ați filmat, nu? Exact. Da, sunt mari. Sunt exact ca niște munți. Spune-ne, ce îți dorești tu să devii atunci când vei fi un adult? Cântăreț, artist? Îmi doresc să devin un artist. Așa? Da, vreau să mă țin de muzică și asta este scopul meu. Mm-hmm. Dar acum te simți artist după ce ai lansat acest videoclip? Te recunosc colegii, îți spun, vai, Victor, te-am văzut, mi-a plăcut. Da. Și cum te simți? Mă simt mândru. Așa, ești flatat. Mm-hmm. Vrei să fii atât de cunoscut încât să-ți se ceară autografe pe stradă? Da. Atunci când mai crește, da. Da, ai și un timbru vocal destul de puternic, o voce foarte frumoasă, foarte frumoasă. Ai moștenit-o de la cineva din familie? Mai cântă cineva la tine? Da, tatăl meu este muzician. El cântă la instrumente, dar este și vocalist. Uh-huh, uh-huh. Foarte frumos. Dar cine sunt idolii tăi în muzică? Idolii mei în muzică sunt mari artiști din Republica Moldova. Sunt foarte mulți care... Ne dai câteva nume? Sau... Nu știu, tatăl meu. Așa, dar el nu foarte pot să frumos. Numesc artist, chiar artist e mare. E artist, pentru tine e artist. Da. Pentru tine e cel mai mare artist și asta e cel mai frumos, că l-ai pus pe tatăl tău pe primul loc. Alții da. Care sunt? Nathan. Așa. Și, nu știu... Carlos Dreams, nu-ți place? Nu. Nu ești pe stilul lui. Da. Cum, mai face videoclipuri frumoase, doar că nu toate sunt... Pe placul tău. Da. Uh-huh, uh-huh. Bine că ești sincer, dar de peste hotare ai vreun idol? Da. Care? Andra. Așa, Andra. Și... Delia, ca să da, nu superi. Pe Delia. Am înțeles. Îți doresc mult succes și când mai faci o melodie nouă, să vii la Iubește Viața și să ne-o cânți. Da. Dragii noștri, continuăm. Live your life with joy and happiness. Every beat and sound we pray in vent. Violin and drums feels all around. Privește de după ecran, îți pare că este totul ideal, Doamne, ce viață grea mai aveți, dar nu este așa, este foarte multă muncă și investiții și financiare și de sănătate și nu doar. Și ceea ce așteptăm noi de la public nu este altceva decât o apreciere, un gând bun, un sfat, de ce nu. Simte inima cum bate când îți cântă muzica.
Cornelia și Marcel Ștefăniț au lansat o nouă piesă însoțită de un videoclip. Ritmul melodiei te provoacă la dans și promite a fi hitul acestei vieri. Bine ați venit, dragilor! Bună dimineața! Bine te-am regăsit! Bine m-am regăsit! Foarte dansantă melodie, v-am și spus, îmi place foarte, foarte mult, așa, are un vibe de vară, de vacanță. Atunci este bingo, pentru că asta ne-am dorit, să fie o piesă de vară, o piesă care să-ți trezească așa bună dispoziție instant. Atunci ne bucură foarte mult. Ne-a reușit, înseamnă că dacă ți-a sigur, plăcut. Sigur că da. Și videoclipul, să știți că e unul fenomenal. Nu știu, e videoclipul meu preferat de la voi. E stilul lui J-Lo și Cornelia apare acolo așa foarte fermecătoare. Spuneți-ne despre el, cum l-ați filmat, cât au durat filmările și așa mai departe. Mulțumim mult pentru apreciere. Ne-am dorit foarte mult să ieșim așa puțin din tot ceea ce am făcut până acum și chiar, da, de ce să nu recunoaștem? Ne-am dorit ceva mai de peste ocean și ne bucurăm foarte mult că ne-a reușit împreună cu echipa Kai Fos Production care s-a ocupat de videoclip. Am încercat să facem altceva și ne bucurăm că până acum am primit un feedback foarte bun. Bun și mulți ne zic că ne merge foarte bine acest stil, deși este pentru prima dată când îl abordăm. Uh-huh. Cât au durat filmările? Au fost mai multe zile sau? Două zile au durat, adică două nopți, mai bine zis, pentru că am filmat de la 12 până la 6 dimineață, ca să nu fie lumina zilei, să fie tot întunecat și să avem culorile luminilor care au fost în studio și în locații unde am filmat. Cam așa, două zile au durat. Uh-huh. Videoclipul și stilul videoclipului a fost ideea Corneliei mai mult sau nu? Nu, ideea videoclipului este a regizorului, cel care s-a ocupat de producția video, Oleg, Kai Fos Production, așa este cunoscut în spațiul public. Piesa îi aparține lui Marcel, el a făcut aranjamentul, melodia. Da, s-a lucrat așa în echipă și ne bucurăm că ne-a venit inspirația, să știi că chiar mulți ne întrebau, Doamne, de este greu să faci o piesă în așa stil, cu totul diferit de ce ați făcut până acum și eu la toți le zic că a fost foarte ușor. Versul a venit ușor, melodia a venit ușor, aranjamentul la fel, Marcel s-a ocupat să iasă totul într-un mod cât mai modern, cât mai aproape de ceea ce ascultăm și noi recunosc. Uh-huh. Eu în muzică ascult așa gen muzical, în muzică, Doamne, în mașină ascult așa gen muzical. Și atunci de ce să nu facem noi așa o piesă ca să... Mult mi-a spus dacă ați ieșit din zona de confort, dacă sincer, asta și este zona asta de confort, pentru că chiar ne-a simțit așa cum suntem noi, zi cu zi. Adică muzica presupune dans, veselie, petrecere, exact. De fapt cum suntem noi. Noi și continuați în ritmul ăsta dacă... A prins la vedem cum vine inspirația. Acum pofta vine mâncând. Noi evident că ne mai dorim pentru că a prins foarte bine la public și foarte mulți, inclusiv și fetița noastră Sânduța, foarte mulți copii dansează. Deci pentru noi, pentru muzicieni, copiii sunt cei mai sinceri și dacă le place copiilor, cu siguranță place asta tuturor. De asta da, foarte multe videouri am primit deja și pe Instagram și pe Facebook și apropo, așteptăm în continuare, de ce nu, să ne trimiteți video cu copilașii cum dansează. Cum cântă, da, ale, love. Piesa noastră, ne bucurăm foarte mult că este apreciată și ne dorim să o asculte și să o vadă cât mai multă lume. Dacă pentru unii, nu știu, vara se asociază cu multă odihnă, pentru voi nu e așa. Eu vă văd foarte implicați, melodii, videoclipuri, concerte și v-am văzut în România, aveți acolo plecări. Plecați foarte, foarte des în România. Ce faceți acolo? Da, vara asta chiar am avut parte de multe spectacole în România. Suntem bucuroși pentru faptul că ne cheamă cu proiectul Ethno Republic împreună cu Cornelia. Deci suntem solicitați și acum recent, pe 22 iunie, am avut un spectacol cu Olguța Berbec, organizat de ea, în Târgu Jiu, în stadionul orașului. Și pentru noi a fost, de fapt, o surpriză, pentru că am cântat la un public mai mult de peste 10.000 de oameni. Și a fost un pic așa niște emoții mai deosebite, pentru că tu îți dai seama că în fața ta stau 10.000 de oameni și tu ești responsabil la ceea ce faci. Deci și un feedback care vine din public la fel îți dă niște emoții unice care le simți acum. Bine că noi am avut o experiență la Teatru Verde, la festivalul Acasă, împreună cu ansamblul Fluiraș, când au fost peste 7.000 de oameni, dar aici au fost un pic mai mult și chiar ne bucurăm foarte mult că
am reușit. Uh-huh. A fost, am urmărit pe rețele, a fost un concert grandios, da. Și am văzut foarte mulți admiratori pentru, iarăși, Cornelia. Ce să facem dacă e atât de frumoasă? Da, să știți, cea mai mare bucurie pentru noi, de fapt pentru un artist, mai atunci când, mai ales atunci când merge peste Prut, peste, bine, în altă țară. În altă țară, da, dar în cazul nostru suntem destul de aproape, dar totodată nu suntem atât de cunoscuți. Uh-huh. Iar cea mai mare bucurie este atunci când, după ce cânti, publicul te aplaudă în șir și înseamnă că ceea ce transmiți în scenă ajunge acolo unde trebuie și tot ceea ce se muncește în studioul zilnic nu este în zadar, aduce rezultate frumoase și așa ne dorim să fie în continuare, așa dorim tuturor, pentru că atunci când muncești și îți faci meseria cu tot dragul, nu are cum să nu fie altfel decât emoții frumoase și succes. Da. Uh-huh. Vă mai rămâne timp în această vară și pentru o vacanță? Deja ați planificat ceva? Dacă sincer, n-am planificat, pentru că mai sunt realizări și video și audio și spectacole. Apropo, pe data de 25 august o să fie prima ediție a festivalului Dinastiei Ștefaneț. Uh-huh. Vă invităm cu toții, cu drag, vă așteptăm la Teatrul Verde. Uh-huh. Și respectiv, timp pentru odihnă cam este puțin, dar eu cred că noi găsim vreo 4-5 zile ca să plecăm, să ne încărcăm un pic bateriile, pentru că se consumă. Uhum. Ultima voastră escapadă a fost în Spania, nu? Sau de atunci ați mai avut alte? Am mai avut de Revelion, am fost în Anglia, în Franța, după care am fost în Italia puțin, așa, 2-3 zile, deci mai mult nu ne putem permite, deși eu cred că este suficient, pentru că pauza mai mare, mai greu te reîncadrezi din nou în lucru, de aceea pentru noi este ok așa să venim cu emoții frumoase și cu inspirație, pentru că fiecare călătorie, cel puțin pentru noi, vine cu idei noi, cu idei de melodie, de versuri, ce... Eu zic așa, noi 2 ani de zile în pandemie ne-am odihnit destul de mult, da. Acum suntem gata să muncim. 10 ani fără oprire. Da. Da, cred că tuturor ne-a fost dor de muncă în pandemie, bine că noi am muncit, da. Noi mai puțin. Da, dar acum ați revenit în forță și recuperați foarte, foarte mult. Dar voi aveți acest cult în familie să călătoriți, nu știu, odată cu copilul, odată doar voi doi, sau vă străduiți să fie vacanțele cât mai des împreună cu fetița? Ultimul timp mai mult cu fetița, pentru că ne-a lipsit mult timp cât a fost mai mic, a stat cu bunei și noi nu puteam să o luăm cu noi pentru că era prea micuță. Uh-huh. Acum ea și cântă cu noi și călătorește și îi place foarte mult și chiar zice, uite, când plecăm, nu departe, chiar și în România, zic, așa tare îmi place când merg cu voi pe drum, în călătorie, la spectacol. Și că îi spunem, Alexandra, e destul de obositor dacă tu observi. Sigur că observ, dar mie îmi place. Uh-huh. Dar nu încetează să ne întrebe, mai este, mai avem, mai ajungem, când ajungem. Te-ai pornit, da. Deja rabă. Deci are o, mă rog, o tendință spre ceea ce facem noi și îi place și vrea să fie ca și noi, adică sigur că discutăm pe temele astea și îi lămurim că vezi că nu e de ușor, adică ca să fii artist. Călătorii mereu. Mm-hmm. Înregistrări, concerte, cum să-i arătat și partea mai puțin mai complicată, fastuoasă, pe care o vedem noi la ecrane, da? Din spate, acolo unde... Este destul de greu, după un tur de 14 ore să faci repetiție, după care imediat să-ți pui machiajul cu afură și să ieși în scenă, de parcă te-ai odihnit o săptămână înainte de asta. Da, este greu, dar este interesant și, repet, atunci când îți place ce faci și mai ales atunci când primești și ești primit cu atâta căldură de public, cred că nu ți poți mai dori nimic mai mult decât atât. Cornelia, am văzut la tine recent, nu foarte multe zile în urmă, o postare în care erai puțin indignată de faptul că mulți oameni, chiar dacă urmăresc, le este foarte greu să lase acolo o reacție, un comentariu. Te aude foarte dureroasă, pentru că la prostii oamenii lasă foarte multe comentarii, de la ceva frumos, mai greu. Se știe că și acolo lasă reacții și nu totdeauna cele mai frumoase. Da, a fost așa, să știi că acea postare a venit după acele zile de filmare pe care le-am avut noi. Eram după filmări, trebuia să merg la ultimul sunet, obosită, Sănduța vroia să fiu la ultimul sunet al ei și evident că chiar dacă nu am dormit deloc, am făcut repede un duș, am plecat, am fost alături de ea, după care din nou încă o zi de filmări și
Într-adevăr, când privești de după ecran, îți pare că este totul ideal, Doamne, ce viață grea mai aveți, dar nu este așa, este foarte multă muncă și investiții și financiare și de sănătate și nu doar. Și ceea ce așteptăm noi de la public nu este altceva decât o apreciere, un gând bun, un sfat, de ce nu, și iarăși nu a fost referire la faptul că nu acceptăm critica. Categoric se acceptă doar cea obiectivă, cea care și de la oamenii care dau un exemplu. Atunci când știi că în spatele la acel comentariu este un om care nu a realizat nimic în viață, evident, care este un expert pe canapea. Exact, știi mai bine cum trebuie să cânti, cum trebuie să te îmbraci și că ai cântat, că n-ai cântat. Evident că nu că este dureros, iarăși noi am trecut peste această etapă, dar asta a fost gândul meu, de a mai lăsa puțin critica asta și de a-ți da cu părerea când se cere și când nu se cere. Dacă ai un sfat și o părere obiectivă, cu mare, mare drag o primim și omul cât trăiește învață din greșeli, din experiențe, dar atunci când nu faci nimic și îmi place și nu-ți dai seama câtă muncă stă în spate la cei ce tu comentezi într-o secundă. Asta a fost momentul. Da, și e foarte ușor să te dai cu părerea și să spui lucruri așa, lucruri de fapt cu care poți răni, dar tu știi, nu? Că fiecare zice despre sine și ce are în suflet și nu e despre voi. Da. De fapt, Cornelia, acum e mai, așa, mai ușor primește asta, pentru că înainte era cu mult mai complicat. Da, se supăra. Orice comentariu reacționa și lupta mea a fost cu ei. Și e mai ușor pentru tine acum, nu? Bine că pentru mine la fel nu-i plăcut, dar sigur că îmi dau seama. Nu, dar e mai neplăcut când îți vezi soția că plânge. Exact. Și am încercat să discut mult pe temele respective, pentru că nu are rost pentru fiecare că tu ești una și sunt mii de oameni care, mii îți doresc bine și poate mai mult îți doresc rău și prin comentariul respectiv îți face rău și dacă o să reacționezi la toți aceștia, tu consumi și nu rămâne nimic din tine. Deci cel mai bine să ignorezi, mai ales comentarii urâte în adresa ta, eu cred că asta e cel mai bun lucru care este, în primul rând, și nu primești aproape de tine. Da, și mai e o chestie, că noi nu vedem sutele de comentarii frumoase, dar uneori ne... Exact asta îmi zicea Marțial. Da. Doamne, tu ne-ai văzut câte comentarii frumoase doar și ne-ai văzut singur, știi, comentariu. De asta și spun, uite cât de frumos, ce nu reacționezi la ele frumos, pozitiv. Mă la cea la rău. Da, da, și-a învățat lecția. Am învățat-o dur, dar am învățat. Ce planuri aveți pentru această vară? Sunteți agenda full de evenimente sau mai sunt locuri libere puțin? Eu cred că mai mult decât full, pentru că se apropie și în afară de evenimente private pe care le avem, multe proiecte care se încep din septembrie și practic tot anul o să avem. Sperăm că o să ținem pieptul la toate acestea și să facem fața și e, de fapt, și pentru noi o și o provocare, ca și puterea și rezistența, da, pentru că noi ne propunem să facem ceva foarte, foarte important pentru noi și sperăm că o să fie bine și frumos. Nu, vreți și să dați ceva din cred că mai aproape de toamnă o să dăm niște detalii. Acum un nou videoclip sau un nou urmează? Inclusiv, doar unul mai multe. Mai urmează, dar ce ține de spectacol, cum ai zis, primul spectacol cel mai mare o să fie în august, pe 25, cu Dinastia Ștefănești și după aia urmează multele altele. Deci, ca să știe cei de acasă, în spatele unui videoclip stau, sau unii chiar la unei piese, stau multe zile de creație, nopți, înregistrări, studio, filmări. E o muncă foarte grea, să știți că e complicat. Da. Și poți să o faci doar atunci când o iubești și voi iubiți ceea ce faceți. Da, poți să faci atunci când iubești ceea ce faci și când ai oameni profesioniști alături. Este și chiar ziceam cu Marcel zilele astea, discutam câte lucruri frumoase se fac, dar se fac într-o echipă mare, frumoasă, profesionistă, când toți trag, știi, la ceva comun și se implică, se dedică cu talent, creație, inspirație și așa este și în cadrul proiectului Ethno Republic, gestionat și realizat de Marcel, dar de asemenea cu băieți talentați care fiecare știe ce are de făcut, fiecare muncește, învață partițiile și atunci când
ies cu toții în scenă. Uite, chiar acum la Târgu Jiu au fost peste 3 ore și jumătate de spectacol. O zi întreagă de repetiții și de probe de sunet. Și nimeni nu a spus nimic. Deci toți au mers la hotel, au făcut un duș și au îmbrăcat hainele de concert. Și încă 4 ore au rezistat. Da, este foarte multă muncă, dar munca frumoasă și rezultatele frumoase se fac în echipă. Și noi chiar ținem să mulțumim tuturor celor care sunt și cu gândul alături de noi și alături de Marcel, de Etnorepublic, alături de mine, dar și cei care fac parte din Etnorepublic. Public, pentru că sunt foarte mulți și toți foarte talentați. Da, stare curioasă, ce ați făcut când s-a încheiat concertul? Am făcut poze. Da. La mine au durat momente organizatorice ca să ne adunăm, să strângem toți, fie tot la locul lor și tot așa, dar sigur că după acest spectacol am răsuflat foarte adânc și mi s-a luat o piatră foarte mare de suflet. Și să știi că a fost o oboseală de asta, de mulțumire, cum plăcută, plăcută da, împlinire, pentru că oboseală enormă după 2 luni de zile, zi și noapte, muncă, împreună, cum am mai zis Cornelia, cu echipă, cu băieții, și eu la fel vreau să-i mulțumesc pentru rezistență și răbdare pe care o au, pentru că ei în rând cu mine stau la repetiție ore întregi, zile întregi, luni întregi, ca să în final să avem un rezultat foarte frumos. Uh-huh. Tot și-ți dau seama pentru ce facem noi asta. De ce întrebam? Dacă v-a mai rămas, nu știu, dispoziție sau putere să ciocniți un pahar de spumant sau ați lăsat sigur pentru a doua zi? Sigur că da, pentru era vin adus de la Chișinău, apropo. Am adus cu noi că știam că la sfârșit neapărat o să se un par de vin bun cu, împreună cu toată echipa. Așa și-a fost și toți la urmă au rămas mulțumiți de rezultatele pe care le-am obținut. Și încă 16 ore de drum spre casă. Așa. Asta este munca unui artist. Și pentru asta artiștii ar trebui să fie apreciați. Hai să vorbim un pic și despre Alexandra. E în vacanță. Ce face? Cum e să fie atât de mult timp acasă? Se plictisește sau i-ați găsit activități, tot felul de activități? I-am găsit, urmează să mergem și la dansuri, pentru că a fost așa luna iunie destul de încărcată și am făcut deja orarul pentru săptămâna care vine să mergem. Ea își dorește foarte mult pentru că este foarte plastic, are multă energie. Se ocupă la pian, facem lecții de canto. Se cu joacă, cu mine. Mai face năzbuit împreună cu Kitty, cu pisica noastră. Avem o mini piscină, că nu-i pot să zic piscina în curtea casei și se mai bălăcește. Mai stă cu bunica, urmează să meargă la mare cu bunicii, vine și revine și tăticul meu de peste hotare și vor merge împreună la mare. La ea totul este foarte bine, vreau să zic. Are un, viață un program și o vacanță de vis. Și în plan profesional la fel, pregătim o piesă împreună cu ansamblul Pincuța. Împreună cu Sanduța, împreună cu Cornelia, o să fie tot o piesă nouă cu un videoclip la fel, adică piesă realizată și în plan artistic la fel ca și în rest, ca și mama cu tata. Dar între timp, sigur că profită de faptul că este vara. Și că este copil până mai la mult, urmă. Da, este... Îi permite. Sigur că da. Și chiar face ce dorește ea acum, pentru că în anul de învățământ muncește și ea foarte, foarte mult. Adevărat. Și chiar programul e extrem de încărcat. Da. Nu știu cum fac față. Greu. Și mai ales că este în genii toți. Este în clasă cu profil muzical și mai are instrument, solfegiu. Wow. Da, este foarte încărcată și merită acum să se odihnească. Deși are vreo 12 cărți de citit până în toamnă. Dar, așa. Noi le lăsăm pe ultima săptămână. Știi? Noi le-am cumpărat aproape toate, dar încă nu le-am citit. Mai este timp. Pentru noi vara așa trece atât de repede, dar țin minte atunci când eram copil, vara trecea parcă ca un an, știi? Da, pentru da, ei da, e un timp foarte îndelungat. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost în această dimineață alături de noi. Felicitări încă o dată pentru videoclip. Le propunem și celor de acasă, chiar în aceste momente, să urmărească videoclipul, care am zis eu că e videoclipul verii, și să vă bucurați de noua melodie.
feels alright.